ce m-a ajutat pe mine, teoria Imago, a fost, în primul rând, munca directă cu părinții, munca la cabinet, ca și psihoterapeut, dar și munca în workshop-urile cu părinții. Asta pentru că, de foarte multe ori, principala piedică sau principala plângere pe care o aveau părinții este că, deși știau foarte multe lucruri despre cum ar trebui să gestioneze diversele reacții comportamentale ale copiilor, aveau mari dificultăți în a pune în practică toată teoria pe care i-am citit-o sau am învățat-o. Și asta pe mine m-a ajutat să înțeleg ce se întâmplă cu ei, care sunt barierele pe care ei le-au concret în relația lor cu copilul. Și al doilea mare beneficiu pe care eu l-am câștigat în urma descoperirii teoriei a fost în munca mea directă cu cuplurile, la fel la cabinet și în workshop-urile sau evenimentele pe care le-am susținut, pentru că mi-a explicat foarte multe din problemele pe care ei le au, alegerile pe care le fac, dificultățile pe care le au, dificultăți care vin mai degrabă în nenumărate conflicte și tensiuni care există în cupluri și pentru care nu aveau o explicație coerentă. Oameni care își doreau foarte mult să aibă o relație frumoasă, însă le era destul de dificil să poată susține această informație, această relație. Teoria m-a ajutat să le explic ce se întâmplă de fapt cu ei, pentru că adesea se întâmplă ca în momentul în care te apropii și devii foarte implicat într-o relație, că e vorba de relație cu copilul sau cu partenerul, foarte multe din experiențele anterioare trăite în copilărie se reflectă în relația prezentă și, de exemplu, o informație foarte utilă pentru mine ca terapeut a fost faptul că aproximativ 90% din tensiunea sau disconfortul pe care îl are un părinte sau un partener în relație cu copilul sau partenerul vine din experiențele trecute. Asta înseamnă că ceea ce simți tu atunci când ai un moment de tensiune cu partenerul are legătură cu experiențele tale trecute și nu cu ceea ce se întâmplă real în relația de cuplu. Recomand tuturor terapeuților care lucrează cu cupluri și lucrează cu familii, cu copii, să participe la evenimentul din 23-24 mai, susținut de Harvey Hendrix și Helen Han, soția lui, pentru că e un eveniment care va ajuta în munca lor directă cu părinții și cu